Бунади меня, Сакулеч, приятень, сунтем диново лайв, каде вичей винеря, кера кума фин дарай ваня, тим по леджер руам не спуняв, дон додон кер са тему курошку ва видим фикар винерь ку месажа клари, деспре че са антемплаш, че урмяза. Deci, ca de obicei, două, trei subiecte ale săptămânii, după care răspund la întrebările dumneavoastră. Evident că subiectul numărul unu sunt alegerile locale, care au avut loc pe data de 5 noiembrie, posibile coaliții după alegeri, pentru că am văzut foarte multe interpretări și, evident, avem turul 2 în față. În primul rând, trebuie să constatăm că aceste alegeri sunt un duș rece pentru guvernare. Văd că fac declarații curajoase, victorioase, dar haideți să spunem real care este situația. PAS a pierdut aceste alegeri. 70% din cetățenii Republicii Moldova au votat împotriva PAS și Maia Sandu. Apropo, văd că cei din PAS se laudă că au luat 30% în țară și diaspora îi va salva din nou. Dragi prieteni din diaspora care ne privesc acum, voi chiar sunteți gata încă o dată să votați pentru banda aceasta Maia Sandu? Eu sunt fier convins că nu și am o mulțime de mesaje din partea dumneavoastră. Dar am și mesaje apropo de pe interiorul țării, care trebuie să punem o întrebare clară. De exemplu, oamenii mă întreabă, domnul, dar nu e mai bine să voteze doar oamenii în interiorul țării? Și vreau să vă acord și această întrebare și vouă. Poate e necesar să modificăm legislația ca oamenii să voteze doar acasă? Încă o dată, eu nu sunt împotriva diasporii. Ei sunt rudele noastre, prieteni, cumătrii, verișori. Eu am și în est și în vest o mulțime, sute de persoane cunoscute și sute de rude. Dar noi am trecut o linie roșie. Noi avem mai puțin cetățenii Republicii Moldova în țară decât în afara țării. Și Armenia, același Israel, a luat decizia că se votează doar în interiorul țării. Dar acesta este un subiect pe viitor. Acum nu vreau să-l dezvolt mai departe, o să discutăm după alegerile locale. Dar aceste alegeri este un eșec al PAS-ului și al Maia Sandu. Noi, socialiștii, ne-am plasat ferm pe locul 2, la votul politic, la numărul de primari, la numărul de consilii raionale, unde suntem pe primul loc. Știți că avem peste 100 de primari. Am câștigat în primul tur 6 centri raionale, 4 la nord și 2 pe centru, la nord Briceni, Ocnița, Dondușeni, Soroca, pe centru Anini, Noi și Criuleni. Vreau să felicit încă o dată pe primarii noștri, atât de centri raionale, cât și cei din sate. Avem 9 consilii raionale unde suntem pe primul loc. Și eu cred că, conform rezultatelor și turului 2, vom avea și mai mulți primari. În turul 2 avem 6 centri raionale și avem turul 2 în municipiul Bălți. Ce vreau să spun referitor la posibile coaliții? Partidul Socialiștilor prioritar, și aceste negocieri acum se duc în toate raioanele, ne punem ca scop să creăm majorități în consiliile raionale cu toate partidele în afară de PAS. Aceasta este prioritatea numărul 1. Noi trebuie să înțelegem că alegerile au trecut, trebuie să tragem linia și toți care au fost votați, toți, și de stânga și de dreapta, noi trebuie să facem tot ce e în mâinile noastre ca să cetățeanul simtă că se schimbă lucrurile spre bine. Deci, prioritar, repet, noi ducem acum negocieri cu alte partide decât PAS, pentru că am văzut foarte multe speculații. Nici o coaliție cu PAS nu este creată nici într-un raion. Discutăm cu Chicu, discutăm cu USATA, discutăm cu alți parteneri posibili de coaliție în raion. Ce va fi după turul 2, după, dacă vor avea loc aceste coaliții sau vor ieșua coalițiile cu partenerii noștri în afară de PAS, vor decide după aceasta. Acesta este mesajul care am vrut să-l dau, pentru că văd că sunt foarte multe speculații, că acolo s-a făcut, dincolo s-a făcut, nu este niciun fel de coaliție cu PAS. Al doilea lucru care vreau să-l menționez. Evident că noi suntem în turul 2, noi avem 80 de candidați la funcția de primar în turul 2, dintre care, dacă nu greșesc, 39 sunt PAS, oponenți, dar 41 sunt alte partide. Ceea ce vreau să vă rog, stimați potențiali parteneri în afară de PAS. Noi trebuie să facem tot posibilul ca bătălia politică în turul 2 să nu ne afecteze posibile noastre discuții și consolidare pe viitor. Mai simplu spus,
И вот коммунили уникондукаторди, партиди, ери усаты матака. Но и требуй савем суфициенте матуритате политика, ка луптан турул дой, снунем педиче, се консолидем тоата опозиция împотрива Майсанду дупа лечери. Eu rămân ферм pe позиции. Că după aceste alegeri locale, după turul 2, după data de 19, noi toți trebuie să ne consolidăm pozițiile împotriva Maia Sandu și PAS. Referitor la Bălți, eu cred că noi avem șanse reale să învingem la Bălți și vom lupta pentru aceasta. Mesajul că haideți să ne excludem și noi și oponentul nostru din Bălți, care a fost lansat ieri. Eu vreau să dau o întrebare, dar cui asta e convenabil? Și o să răspund la această întrebare. Aceasta e convenabil Maia Sandu, PAS, și lui Grigoriș. Adică cei care propun acest lucru, voi vreți ca Grigoriș să mai rămâie primar de Bălți încă jumătate de an, dar poate și mai mult? Pentru că dacă se exclud ambii candidați din turul 2, de la Bălți, alegeri repetate vor avea loc cel mai aproape în luna mai anul viitor. Atunci, a cui joc îl faceți? Repet încă o dată, cu toată stima față de absolut toți, cu excepția la PAS. Noi nu vom exclude candidatul socialiștilor din turul 2 de la Bălți. Noi vom lupta pentru a învinge la Bălți. Pentru că excluderea candidaților din turul 2, asta vrea Maia Sandu și Grigorișin, care este omul Maia Sandu. A cui joc noi facem? Noi doar spunem că eliberăm Bălți. Al doilea subiect important, care cred că este un subiect poate mai important ca alegerile locale, pentru că arată unele tendințe, este ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională și ce se întâmplă în general cu Procurorul General și alte lucruri. În primul rând, Luntrea sau Barca, sau numiți-o cum doriți, PAS și Maia Sandu, a început să dea fisuri, să duce la fund. Întrebarea e când o să se duc? Mai repede, dacă fisurile o să lăgească, sau mai încet, dar corabl ide ca dnu. И крыса начинает оттуда убегать. Ca să înțelegeți foarte clar, s-a început boicotul în verticala puterii la diferite niveluri. Și Curtea Constituțională, decizia de ieri, și nu doar de ieri, dar și câteva săptămâni urmă, este o confirmare în acest sens. Eu simt acest lucru pe diferite aspecte. Ceea ce ieri a decis Curtea Constituțională, de fapt, a decis în baza unei sesizări, repetate, apropo. Noi în 2021 am venit cu aceleși argumente și Curtea Constituțională atunci ne-a refuzat. Acum avocații lui Stoianoglu au venit cu aceleși argumente care le-am dat noi în 2021 și Curtea Constituțională a acceptat. Pentru că este și Comisia de la Veneția care le-a dat peste mâini puțin la cei de la Curtea Constituțională. Ca să fie clar ce va urma. Cine va fi președinte la Curtea Constituțională, pe mine mai puțin mă interesează. Dar se începe boicotul împotriva Maia Sandu și PAS. Acesta este un lucru bun. Pentru țară, în primul rând, este un lucru bun. Faptul că Stoianoglu a fost scos ilegal din funcție, noi lucrul ăsta îl știm. Nu ca să fie clar ce s-a întâmplat ieri și ce a anulat. Imaginați-vă că veniți la lucru, lucrați un an și pe urmă cineva schimbă legea și spune, dar în anul ăsta trebuie nu doar să semnezi documentele, dar trebuie să mai faci păturile așa. Și că pentru că nu le-ai făcut așa, noi te evaluăm și te dăm afară. Ia că și eu fac mai Sandu cu Stoianoglu. O decizie absolut ilegală. Evident că ea trebuie să fie anulată și ea a fost anulată prin decizia Curții Constituționale de ieri. Ce va face Maia Sandu mai departe? Dacă e întrebare foarte bună. Se va face că plouă și se va plimba cu câinile mai departe? Evident că baza pentru scoaterea lui Stoianoglu din funcție, pentru că asta a fost baza legii, care a fost anulată ieri, ea a dispărut. Maia Sandu acum trebuie să-și anuleze decretul. Îl va anula sau nu? Eu cred că Maia Sandu se teme și face isterie și cred că de ce a plecat și președintele Curții Constituționale ieri, pentru că nu știe ce să fac. Da, eu sigur că o să găsească deștepți de la Deulese și alții care să-i scrie ceva pe ofițuic și iară să-i creadă, cum i-a crezut și mai înainte. Cu cât mai departe, doamna Maia Sandu și echipa dumneavoastră de analfabet juridic, cât mai departe, cât mai tare vă îngropați. Eu vreau să vin cu un mesaj către toți cei care îndeplinesc aceste ambiții răutăcioase, nesănătoase ale Maia Sandu. Vă vedeți ce se întâmplă. Vă vedeți că îi se duc la fund. Gata. Și alegeri locale au arătat tot ce se întâmplă.
Dar vreau să vă rog doar un lucru. Respectați legea. Eu vă promit un lucru. Eu, liderul socialiștilor, vă promit un lucru. Dacă o să respectați legea, nimeni nu o să vă facă nimic. Dacă o să încercați să îndepliniți ceea ce ilegal vă dă comandă Maia Sandu și banda ei, atunci o să răspundeți și o să răspundeți foarte, foarte dur. Lucrul ăsta eu vă-l promit. Și nu se referă doar la dosarele mele. Dosarele mele lăsăm într-o parte. Acum nu vorbesc de mine. Cu toate că ieri a fost interesant. A fost ședință la Curtea Supremă de Justiție. Au ratat acel video de 47 de minute de care toți credeau că acolo nu știu ce, atunci când l-am făcut pe Plăhătniuc să plece din țară. Dar cel mai interesant altceva am vrut să spun după ziua de ieri. A fost toată presa, ghilimele, liberă. Jurnal, ProTV, TV8, nu știu, îmi pare că a fost. Au luat interviuri și când le-am demonstrat că video este trucat, ieri nimeni n-a dat nicio noutate. Dar au fost toți și a stat de la ora 1 până la ora 5:30. Jurnaliștii ăia săraci mâncau plăcinte pe coridoare. Cred că a venit cu materialul la șef și așa s-a uitat, băi, de aici nu putem să-l trăsnim pe Dodon, de ce nu arătăm nimic? E că așa presă liberă avem, nu vă rușine. Măcar să fie jale de jurnaliștii care au stat 4 ore acolo și au încercat să scoată știri, dar voi ați trimis pe toți încolo. Și n-ați dat absolut nimic. De ce? Pentru că ați văzut că din o oră jumătate cu Plăhătniuc, doar 40 de minute au ajuns la procuratură. Dar unde încă 40-50 minute? L-ați tăiat video celălalt pe bucăți, așa cum v-am spus eu, și ieri s-a demonstrat acest lucru. Dar mă întorc. Respectați, vă rog, legea. O să respectați legea, totul va fi conform legii. Dacă o să îndepliniți indicațiile Maia Sandu, eu vă promit că o să răspundeți. Maia Sandu o să fugă, dar voi o să răspundeți. Și o să răspundeți pe polnei programe. Și al treilea subiect, care cred că trebuie să-l comentez, este referitor la plecarea mea din țară, pentru că au fost foarte multe știri în aceste zile, din nou, manipulări, că plec, mă întâlnesc, nu știu cu cine și așa mai departe. În primul rând, eu nu am de gând și nicio dorință să mă văd cu Șor sau cu Plăhătniuc. Eu repet poziția care am spus-o anterior. Partidul Șor a fost creat de Plăhătniuc împotriva socialiștilor în anul 2018. Pentru că în 2019, la alegeri parlamentare, socialiștii să obțină 40 ceva de mandate. Deci eu nu am nicio dorință să mă văd cu aceste persoane și o să evit orice astfel de eventuală posibilitate. Doi, eu nu am nicio restricție să plec din țară. Și am plecat de câteva ori din țară, m-am întors înapoi, așa cum am promis. Nu am de gând să fug din țară. Trei, ca să nu fie interpretări. Încă o lună în urmă, pe data de 10 octombrie, eu cu soția și cu mezinul mi-am cumpărat bilete să zburăm la Kazan, unde își fac studiile doi ficiore mei. Ficiorul cel mare, cursul 2 la universitate, ficiorul cel mijlociu, e clasa 10 la liceu. Pentru că săptămâna viitoare este ziua de naștere ficiorului. Și da, voi merge la Kazan. Eu știam acest lucru că voi serviciul cunoașteți, pentru că eu am cumpărat bilete 30 de euro. Și eu știu că fiecare companie avea este obligată să raporteze când apare familia Dodon. Deci ei voi încă 30 zile în urmă știți lucrul ăsta. Ce n-ați spus 30 zile în urmă, ce legați mă, nu știu ce, ce faceți niște scenarii teribile și încercați să duceți în eroare opinia publică. Nu, asta e ceea ce vă caracterizează. Apropo, presa liberă. Dar ce nu întrebați Maia Sandu de câte ori s-a văzut cu Soros și cu Fișorsu? Nu, sincer. Și cu ce scop? Cu ce scop? Ea nici nu public foto cu Soros. Noi vedem foto publicată de ceilalți. Dar ce nu întrebați? Evitați, da? Nu nimic. Și cu presa... O să termine și la voi toată chestia asta, cu timpul. Acum câteva întrebări foarte rapid. Pandora, tac, domnul Don, ce vrea Europa de la Moldova? Care este motivul? Haideți să spunem sincer. Eu mi-am expus opinia în legătură cu faptul că
S-a recomandat în ce negocierilor cu Moldova referitor la calitatea de membru UE. Apropo, la acest capitol vreau să fac un mic comentariu. Eu nu cred că Moldova va începe negocierile în timp apropiat. Mai mult ca atât. Eu cred că în anul viitor, cei care au tutelat-o pe Maia Sandu din Uniunea Europeană nu vor mai fi la conducere, pentru că începând cu luna martie-aprilie încep alegerile Parlamentului European. Și deja acolo vor fi alte persoane care înțeleg lucrurile mai pragmatic. Doi, eu consider că Moldova nu trebuie să se integreze nicăieri, nici în Est, nici în Vest. Atenție! Nici în Est, nici în Vest. Moldova trebuie să fie în relații bune cu absolut toți. Și cu Uniunea Europeană, și cu Rusia, și cu Ucraina, și cu China. Apropo, parteneriat strategic trebuie semnat. Noi trebuie să ieșim din interesul nostru național, economic, istoric, și să negociem absolut cu toți, să discutăm absolut cu toți în interesul cetățeanului nostru. Aceasta este opinia mea, pentru că integrarea europeană de care se vorbește așa mult, spuneți-mi, vă rog, domnilor ambasadori, încă o dată mă adresez. Domnilor ambasadori, dumneavoastră ne-ați arătat ce înseamnă corupția sub drapelul integrării europene, ce înseamnă închiderea media sub drapelul integrării europene, ce înseamnă lichidarea opoziției sub drapelul integrării europene, ce înseamnă sărăcie în Republica Moldova, absolută care este acum, sub drapelul integrării europene. Ia ca cine s-a arătat voi. Și unde ne chemați? Noi nu vrem așa Europa. Noi nu vrem așa integrare. Noi, moldovenii, dorim să fim stăpâni la noi acasă. Andrei Ткачук, будет ли планироваться совместные митинги объединенной оппозиции вместе с другими партиями? Андрей, мы высказали свою позицию. Мы считаем, что нужно объединиться со всеми против Майи Санду. И мы будем вместе со всеми партиями и с любым, который будет против Майи Санду. Это наша принципиальная позиция. Будет ли митинги или нет, мы это решим вместе. Я, кстати, хочу вам сказать, что наши представители участвовали, начали диалог с другими партиями. Ну, инициатива КИКУ, которую он озвучил, первые контакты были. Я думаю, что после второго тура эта работа будет продолжена. Борьба против власти, я надеюсь, что всех нас объединит. И мы пойдем разными методами. Это и митинги в том числе. Я считаю, что самый эффективный инструмент – это общие, большие, национальные акции протеста. Уважаемый Игорь Николаевич, на предстоящие выборы президента после проигрыша Майи Санду сделайте так, чтобы не убежал за границу после возбуждения уголовного дела за нарушение Конституции. Иван Скутельник. Товарищ или господин Скутельник, давайте я выскажусь чуть-чуть по этому поводу. Потому что очень много вопросов, президентские, не президентские, будем участвовать, не будем участвовать. Во-первых, мы должны понять, как эти выборы пройдут. Вы знаете, что были вбросы в общественное мнение, что выборы перенесут в парламент. Поэтому мы должны понять ближайшие месяц-полтора, потому что если будет такая инициатива, то будет ближайший месяц-полтора. Мы должны понять, как будут проходить следующие президентские выборы. Мы выступаем за то, чтобы президентские выборы были как сейчас, то есть, чтобы народ выбирал президента. Если это останется, но я надеюсь, и мы будем бороться за то, чтобы отстоять право граждан выбирать президента, то, конечно, социалисты будут участвовать. У социалистов будет свой кандидат. Я сейчас выскажусь, может быть, впервые по идее объединения под одного кандидата. Очень много было, что давайте вся оппозиция объединится и выдвинет одного кандидата. Это было бы самой большой ошибкой. Потому что, как показывают эти выборы местные, Майя Санду до выборов вот так снимает любого контркандидата. Если мы все объединимся вокруг единого кандидата, его перед выборами просто снимут, и у нас не будет второго, третьего, четвертого, пятого кандидата, который может свалить Майю Санду. А то, что любой, который пройдет во второй тур с Майей Санду, победит, это уже все понимают. Поэтому я считаю, что каждая партия, каждая политическая сила может выдвинуть и должна выдвинуть своего кандидата. С единой стратегией против Майи Санду. И кандидат, который выйдет во второй тур, должен быть поддержан всеми абсолютно. Всеми, вне зависимости от идеологии. Вот это моя позиция, и мы это будем объяснять и другим нашим коллегам по протестному или по другим движениям оппозиционным против нынешней власти.
Так, Аркадич, у Молдовы огромные долги, задерживает зарплаты постоянно. Может ли так произойти, что у нас будет дефолт? Ну, то, что Молдова в дефолте, я думаю, что это все понимаете, политическом и экономическом. Доходы в бюджет падают, держатся только за счет каких-то подачек в форме кредитов. Еще раз, кредитов, не грантов. С Запада это все понятно. Я думаю, что вот это домино власти Майя Санду, я с этого начал, оно развалится в ближайшее время. Мы видим, что идет бойкот на разных уровнях власти. Мы видим, что есть задержки зарплаты. Мы видим, что экономика не работает. Мы видим, кстати, хочу вот подчеркнуть некоторые вещи. Мы видим новые ограничения, которые они ставят для бизнеса. Майя Санду, что вы творите? Вот сейчас запрещаете расчеты наличными деньгами. Запретили людям обменивать в кассах валюту, которую они получают от своих родственников. Нацбанк превратился в надстройкой над государством. Работает не для граждан, не для страны, а для МВФ и для дяди Сэма. Кстати, экономические агенты жалуются всегда. Уже большинство тех, которые поддерживают Майя Санду, говорят, что такого беспредела не было. Арестовывать счета, арестовывать деньги на счетах. Запрещает любую экономическую активность. Поэтому на ваш вопрос, Аркадий, то, что вы здесь задали, Молдова уже банкрот. Уже экономики практически нет, они душат абсолютно все. Это все нужно остановить и нужно вернуть страну в нормальное русло. И мы, я уверен, это сделаем. Стимас претин ачеста фо славу. Йова ве мулцумес пентру атенци, ве тк мэй вирн интребэрь. Кэн вом еши дин старе ди урдженц. Пентру кэс пентру дешти я тык. Ну, кем больше? Майя Санду – это старая дюрдженца Республики Молдова. Майя Санду – это ЧП для Молдовы. Мы должны вернуться в нормальное русло. Мы можем вернуться в нормальное русло тоже только без Майя Санду и без ПАС. Когда свои ПАС Майя Санду, но и свои ситуации дюрдженца. Аста есть реальность. Я вам мулцумеск, во врез уикенд плакут, энчепен лупта пентру турул дой, вендем савотаци кандидаций партидului социалиștilor, савотаци стилуца în turul 2, în acele 80 localități unde suntem cu candidații noștri. Bilceani, поддержите нашего кандидата. Давайте вернем город Бельчана. Хватит туристов. Хватит балаболов. Хватит тех, которые вас предавали всегда. У нас есть достойный кандидат, который всегда будет рядом с вами. Вам мулцумеск, куда мне жить?